subiectul exprimat și neexprimat. Ne amintim ce am învățat în clasa a 5-a. Subiectul este partea principală de propoziție care arată cine face acțiunea exprimată prin predicatul verbal. Subiectul poate fi exprimat prin următoarele părți de vorbire. Substantiv, comun sau propriu. Băiatul sau Ionel se joacă în parc. Cine se joacă? Băiatul sau Ionel. Pronume personal. Noi am participat la maraton. Cine am participat? Noi. Pronume de politețe. Va veni și dumnea ei la magazin. Cine va veni? Dumnea ei. Și numeral, cardinal sau ordinal, a câștigat al doilea. Cine a câștigat? Al doilea. Clasificarea subiectului exprimat. Subiectul exprimat poate fi simplu, alcătuit dintr-un singur termen. Cristina a plecat ieri. Cine a plecat? Cristina. Subiect simplu exprimat prin substantivul propriu, Cristina. Multiplu. Alcătuit din doi sau mai mulți termeni. De exemplu, Cristina, Ioana și Mihai au plecat ieri. Cine au plecat? Cristina, Ioana și Mihai. Subiect multiplu alcătuit din trei substantive proprii. Subiectul se acordă cu predicatul verbal în număr, atunci când este exprimat prin substantiv, sau în persoană și număr, atunci când este exprimat prin pronume. De exemplu, fata citește, dar fetele citesc. Subiect exprimat prin substantiv. Eu citesc, dar noi citim. Subiect exprimat prin pronume personal. Observăm. Citește enunțurile de mai jos. Ce observi în legătură cu subiectele? Urmărim cu atenție meciul de handbal. Ce vei cumpăra mâine de la piață? Sosește în tabără abia mâine seară. Ioana m-a sunat aseară. M-a invitat la petrecerea sa. Remarcăm faptul că în enunțurile urmărim cu atenție meciul de handbal. Ce vei cumpăra mâine de la piață? Sosește în tabără abia mâine seară. Și m-a invitat la petrecerea sa, subiectul nu este exprimat. Aflăm. În limba română există situații în care subiectul nu este exprimat în enunț. Subiectul neexprimat, căci așa se numește acesta, este de două feluri. Subiect neexprimat inclus, în forma verbului, la persoanele întâi și a doua. De exemplu, mă gândesc la vacanța de vară. Eu mă gândesc la vacanța de vară. Deci subiectul este inclus, eu. Ați aflat scorul meciului de ieri? Ați aflat voi scorul meciului de ieri? Și în acest enunț vorbim despre un subiect neexprimat inclus în forma verbului, persoana a doua, plural. Și subiect neexprimat subînțeles, din context sau dintr-un enunț anterior, de exemplu, Vlad m-a vizitat ieri, va pleca la bunicii săi mâine. În cel de-al doilea enunț, va pleca la bunicii săi mâine, subiectul este Vlad sau el, el va pleca la bunicii săi mâine. Așadar, vorbim despre un subiect subînțeles care a fost exprimat într-un enunț anterior. Atenție! A nu se confunda enunțurile în care subiectul este neexprimat
cu enunțurile în care nu există subiect. Ca de exemplu, plouă de ieri seară. Iarna se înserează mai devreme. Fulgeră de 2 ore. În toate cele 3 enunțuri de mai devreme, nu există subiect. Deci vorbim despre enunțuri fără subiect, nu despre enunțuri cu subiect neexprimat. Iar acum este timpul pentru exerciții.